E mai greu din alte părți, da, poi să pleci de aici până în Otopeni. Da, da. Și exact cum spuneați, sunt 5 ore, dacă le calculez pe hârtie, sunt 4-5 ore, dacă nu în fiecare zi, măcar o dată la 2 zile. E aproape imposibil să... Și cu toate astea... Da. Dar voiam să vă întreb, ați mai văzut în momentul în care copiii vin, că cu toate astea mai vin copii la patinoar să practice hockey. Ei mai vin cu aceeași plăcere cu care v-ați dus dumneavoastră sau ei sunt împinși de către părinți? Hai mă să facem hockey, că e un sport interesant și hai... Adică mai e plăcerea asta, pornind și de la ceea ce a spus că nu voia să împingă nici măcar 60 de kilograme. Mai e plăcerea să citește pe chipul lor? Să știți că cine practică hockey-ul, lăsăm o parte sacrificiul, cine vine și te dă o dată pe patine și e un copil care îi place, ăla nu mai pleacă din patină. Indiferent de greutăți. Indiferent. Bine, acum nu știu, probabil părinții, că nu au timp, nu au posibilitate să-l aducă la hockey, fiindcă și hockey-ul, ca toate sporturile, la momentul, vorbim de 2022, e foarte costisitor. Lăsăm la o parte transportul, lăsăm la o parte sacrificiile părinților. E costisitor, fiindcă nu mai e ca pe vremuri. Toți părinții vor echipament nou la copii, din păcate cluburile nu au posibilități, trebuie să intre părinții să cumpere, echipamentul e foarte scump la hockey. Mentalitatea părintelui s-a schimbat, adică el consideră că e un sport dur, că e un sport violent. Hai mă să alegem alt sport, nu, lasă-mă cu hockey-ul și cu sporturile de contact. Asta nu cred. V-am spus, copilul care vine și intră pe gheață odată, sigur mai bine. Asta e, acum depinde de posibilitățile părinților. Știți că era un material în Gazeta Sportului și spunea, dar chiar noastră cunoașteți, nu mai există nicio posibilitate în București, niciun patinoar, nimic în afară de cel din MOL, nu? Ala care nu e patinoar, e... Da, nu îl putem, e doar o pistă de agrement, nu putem să-l numim patinoar. Vii și înveți să patineze acolo cel mult. Da, doar de agrement, de plăcere, e greu să faci hockey... În mall. E greu să faci și patinaj artistic în mall. Da. Bun, și până să se dea cel de la Otopeni, ce se întâmpla cu hockey-ul din București? Cu hockey-ul din București, 4 sau 6 ani Steaua a jucat 4 ani la Cârța și 2 ani la Teru, ceea ce și în ziua de astăzi face. Meciurile oficiale ale secției de hockey a clubului Steaua le joacă la Brașov. Doar antrenamentele. Da. Și pregătirea se face la Otopeni. Deci asta... casa Stelei e una la antrenament și alta la meci oficial. Exact, exact. Și atunci cum să mai vină, cum să mai vină copiii și cum să mai... Dar noastră, cum sunteți cu Steaua? Că știam că sunteți antrenor, nu? Am avut 3 ani de zile în care nu am fost nimic oficial, dar de anul ăsta sunt antrenor coordonator. Că știu că de prin martie, parcă chiar de ziua dumneavoastră sau ceva pe acolo. Da. Chiar pe acolo. Bun. Nu vă mai întreb de probleme, că bănuiesc că a trebuit să vorbim 2 zile, adică dacă ar fi să discutăm. Ei se antrenează la Otopeni și meciurile le joacă la Brașov. Și cu asta am spus tot. O echipă din București. La momentul ăsta echipa de hockey e în Poiana-Brașov. Fac pregătirea de vară, care e normală pentru perioada asta. După care sperăm să dea drumul la Otopeni pe 10 august, să putem intra pe gheață. În septembrie încă nu e stabilită data, suntem calificați în finala Cupei României, unde probabil vom juca cu sportul Miercurea Ciuc. Corect. Mai avem vreo șansă, știu că dumneavoastră nu puteți face nimic, mai avem vreo șansă să vedem patinoarul ăsta, pentru că am citit niște materiale că deja construcția fiind veche, stâlpii ăștia ce sunt, baza aia cu ciment și cu fiarelelea, nu mai poate fi folosită să se meargă în continuare construcția lui, deci trebuie demolat, dar nici măcar nu s-a început, e cam bancuri. Mai avem vreo șansă? Din ce știți dumneavoastră că sunteți mai aproape de fenomen, noi trecem pe acolo și vedem. Vă dați seama că nu știu exact, supărarea e maximă și pentru noi și am avea multe de spus și multe de criticat. Dar cu speranța ca la un moment dat, într-un timp cât mai scurt, să fie construit. Dar vedeți, pare exact ca într-o scenetă de celor de la Divertis, adică, domnule, demolăm acum sau nu mai e bună... Dar ce demolăm? Păi bucățica aia ridicată, păi stai că nu e ceva un patinoar, ați început în 2008, ați făcut-o și deja trecând foarte mulți ani pe structura de rezistență a fost afectată și trebuie să o dărâmăm. Păi da, dar nu ați ridicat nimic, n-ați construit nimic acolo, sunt niște chestii așa, da, ca niște schele. Nu știu ce să spun, v-am spus. Da. Când eram și tot se zvonea căldărâmă, veneam, jucam în Liga MOL, veneau echipele din Ungaria și ne mai întrebau, bă, cum puteți să jucați aici? Pur și simplu nu aveam apă caldă. Băi, dacă l-ar... Noi așa ne gândim atunci, să-l demoleze, să facă altul. Dar nu ne-am gândit o secundă că dacă îl demolează, da, corect, nu mai apucăm. Acum îl regretăm și pe ăla. Corect. E aproape incredibil. Dacă la un basket, la un handbal, la un fotbal mai găsești, mergem acolo, mai închiriem un teren aici. Scria Gazeta Sportului că posibilitățile sunt MOL/Otopeni. Adică pare, da, iară spun, a cincea oară, pare o glumă proastă, pare un banc, dar din păcate nu e așa. Spuneți-mi, vă rog, ați jucat alături de mari jucători, asta e clar. Care e cel mai mare? Aveți voie doar unul singur, că o să spuneți că au fost mai mulți. Hai să ne gândim să alegem unul. Internaționali. Da, și de la noi. Spuneți-ne unul de aici, știu, e greu. Sau, mă rog, cu cine ați avut chimie? Sau... Deci, internațional, am jucat multe meciuri internaționale, am jucat cu multe naționale. Cred că cel mai a fost Zenos Ceara, slovacul care a fost și mult capitanul la Detroit. Jucam naționala Slovaciei. Și din România am avut mulți. Acum aș putea să spun majoritatea legilor ei, fiindcă a fost jucător și... ce numerat din copilăria mea, de când am văzut pe Ioniță, pe Dospin, pe Hălăucă, pe Daia, Chiriță. Na, și poate să vină mai încoa. Am jucat cu colegul meu, Cazacu, Nicolescu. E adevărată legenda, apropo de Cazacu, că îi striga ospătarul la un meci, cred, cu Miercurea Ciuc, și după ce ați învins a venit cu ancărul ăla pe mână și cu două pahare de vin? Da, el a avut o ieșire la începutul unui sezon în care a zis că pleacă la Palma de Mallorca. Da. Așa a plecat. Nu s-a mai întors la echipă în perioada de pregătire. Și a zis că s-a angajat ospătar, că... Na, și de aici a zbor cu asta. El s-a întors în timpul sezonului, a făcut pregătirea cu noi, a reintrat în echipă, dar fiindcă la începutul sezonului a fost ospătar pe la Palma de Mallorca, toată lumea va ospătarul. Și într-adevăr, la Miercurea Ciuc, după un meci câștigat de noi, avea pregătită. Da. Păi de unde găsești ancări și pahare? Da, da. Și povești, adică pe lângă faptul că aveam hockey pe vremea aceea, existau și povești. Da, da, da. Poveștile astea. Vă e dor de vremurile alea? Da, dar din păcate nu. Doar mi-e dor. Mi-e dor, da, și trăiesc cu speranța că la un moment dat să pot să merg să asist la meciuri cu atmosferă de genul ăla. Corect. Știu că ați făcut linie și cu fiii dumneavoastră? Cu unul din ei, da. Cu unul din ei, da. Deci, nu l-ați lăsat să se ducă departe de fenomen. Da. Niciunul. Da, e păcat, pentru că noi acum, cel puțin în ultimii ani, avem posibilitatea să mai vedem și noi niște meciuri de afară. Nu neapărat din NHL, ci și de pe aici, de pe lângă noi. Da. Și ne uităm cu jind că noi nici măcar nu avem patinoar, dar apoi să ne mai gândim că mai ajungem pe acolo. Și ne gândim că am mai bătut și noi Statele Unite și așa mai departe. Și nu sunt chiar 100 de ani de atunci, adică nu era, cum spun jurnaliștii vechi, nu era sportul cu bască pe cap, era totuși acum 30-40 de ani, dar din păcate asta e. Pot să vă întreb de viitor? Viitorul hockey-ului. Da, știu cum sună, dar... Să știți că viitorul hockey-ului românesc nu sună foarte, foarte rău. Doar viitorul hockey-ului bucureștean sună foarte. Da, corect, aveți dreptate aici, pentru că ei acolo își văd de treabă, cei de la Gheorghien, cei de la Miercurea Ciuc. Da, asta e, la ei merge și pare că merge bine. Dar cum sună asta la ei, ca și cum n-ar fi, da, așa este. Nu pentru la că... ei, eu vorbesc din poziția de bucureștean. Fan, suporter, stelist, da, care da, a jucat la Steaua. Zic că eu sunt Steaua, acum vorbesc de ei, de adversarii mei. Așa este. Da, se mișcă, sunt în Liga S, au jucători buni, au pepiniere bune, se ocupă, au patinoare. Din păcate, la noi e problema. Corect. Domnul Timaru, mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Va mai ține, dar știm că sunteți cu treabă. Sperăm să vă avem o dată și aici în studio, să mai depănăm amintiri, pentru că, așa cum ați spus, din păcate, dar deși nu e din păcate, pentru că Steaua e calificată în finala cupei, adică încă mai există șanse. Da. E îmbucurător. Cei din conducerea clubului Steaua încă mai țin și ne susțin și au răbdare cu secția de hockey în condițiile în care jucăm. E greu de întreținut o secție. Corect. Mii de mulțumiri încă o dată că ați fost alături de noi, toate cele bune și să dea Domnul să ne auzim în momentul în care vom avea un patinoar, adică asta nu înseamnă în 30 de ani, poate ceva mai repede. Vă mulțumesc și eu și vă așteptăm cu drag la finala Cupei României din septembrie. Mulțumesc. Că e la Brașov. Corect. La Brașov unde există patinoar. Da, dar ăsta e adevărul. Mii de mulțumiri încă o dată că ați fost alături de noi. Toate cele bune, dragi prieteni, punem punct aici. Nu fiți supărați. Ați văzut Ioan Timaru, între cei mai mari jucători și de o modestie rar întâlnită, ne spune că cel puțin în următorii ani avem hockey și asta, deși sună așa extrem de ciudat, e bine. Poate vom avea și un patinoar în afară de MOL și în afară de cel de la Otopeni. Vorbesc pentru bucureșteni. Mii de mulțumiri încă o dată, noi ne revedem mâine, 10:30 de minute, toate cele bune, la revedere!